Bună dimineața, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Haideți să vedem ce credem noi că va face Bitcoin-ul cât de curând, da? Bun, vă arătam eu ieri că suntem la o rezistență pe care a rupt-o, a ținut-o suport și ușor, ușor merge spre următoarea rezistență, da? Adică 43.800, 44, zona asta este o zonă foarte puternică. De ce? Haideți să ne uităm pe un time frame mai mare. Cer scuze pentru vocea mea, dar încă sunt foarte, foarte răgușit. Bun, și o să vedem aici rezistență, rezistență, suport, 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 da? Bun, în momentul de față, 9 secunde, cer scuze, momentul de față ne apropiem de o rezistență. În 75% din cazuri, când ajungem la o rezistență, sunt șanse să cadă înapoi la suport. Da? Dar, la un moment dat, o să rupă și această rezistență mai devreme sau mai târziu. Cum? Observați că de fiecare dată doar a atins-o și a căzut. Dacă avem dacă o rupe, da? O ține suport și se consolidează în zona asta, sunt șanse foarte mari să plece spre următoarea rezistență, mai exact 47.000. Da? Bun, de ce cred eu că sunt șanse foarte mari ca acum să o rupă? Haideți să ne uităm pe daily. Suntem deja bullish, bullish, bullish și stă să se intersecteze exact cum a fost aici. Dar dacă mergem pe un time frame mai mare, spre spunem pe 2 zile, haideți să vedem cum arată. Haideți să deștergem tot, așa. Observăm că pe 2 zile, într-o zi și 15 ore, se închide lumânarea. Dacă lumânarea asta s-ar închide peste 43.122, am fi foarte bullish. N-am avut niciuna închisă peste. În momentul când am avut închisă una singură peste, asta a ținut suport și a plecat. Da? Odată, mergem pe 3 zile. Pe 3 zile o să observăm că undeva la 44.300, iar pe weekly, exact o zona asta, 44.300. Aici este bătălia, da? Dacă ne întoarcem înapoi, deci 44.300. Dacă ne întoarcem înapoi, o să observăm că exact zona asta este critică. Vedeți? 44.000 aici. De ce? Aici am avut rezistență, 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 rezistență și exact la 44.300-400 zona asta avem rezistența cea mai mare. Da. Chiar dacă poate să rupă aici, dacă nu ține suport și nu se consolidează să poată să plece mai departe, sunt șanse foarte mari să facă un fake și să întoarcă. Da? Tot timpul așteptați să confirme. Da? De fiecare dată încercați să așteptați să confirme. Bun? Cam atât legat de Bitcoin. Da? Haideți să ne uităm și la piață să vedem cum arată. Sunt monede care credă că s-au mișcat și se mișcă. Da? Vreau să vă întreb o chestie. Cer scuze. Dacă este cineva printre noi sau printre cei care mă urmăresc, care se pricep la Google Ads și poate să mă ajute, poate să-mi scrie un mesaj sau poate să mă sune, numărul este afișat, da? Încă o dată mulțumesc pentru chestia asta. Și încă un lucru, mă gândeam că nu știu dacă începem cu astăzi, mă gândeam să fac un canal de Discord exact cum este acesta, cu rubrica 2%, 2 secunde, și să dau posibilitatea la oameni, cel puțin oamenii care nu au încredere sau oamenii care nu înțeleg ce facem noi sau oamenii care vor să vadă cum se procedează, și să postăm, da? O să fie ceva de genul, exact așa.
analiză 2% și o să postăm o analiză, o singură analiză pe zi, da? Care cred eu că ar face 2%. Da, acest canal ar fi gratis pentru toată lumea, dar nimeni nu poate să stea mai mult de 7 zile în acest canal, chiar dacă e gratis, fiindcă îmi doresc cumva ca dacă 7 zile aveți timp să-l testați și vi se pare ok și vi se pare că ați avea randament, fiindcă până la urmă totul se rezumă la randament și la profitabilitate, da? Atât timp cât facem profit, toată lumea e bine și e mulțumită. Atât timp cât nu facem profit, înseamnă că ceva nu e în regulă, da? Și dacă am avea profit după 7 zile, da? Dacă sunteți ok, mergeți la următorul nivel, adică mergeți pe canalul acesta privat, sau dacă nu, cum fiecare face ce crede el de cuvință, da? Adică mie mi s-ar părea o chestie foarte tare și aș vrea să vă arăt că ceea ce fac este real și că ceea ce fac sau ceea ce spun chiar se întâmplă, da? Astea fiind spuse, începând de, cred că de astăzi, o să dau drumul la canal, fiindcă chiar sunt curios ce părere aveți sau și cu ocazia asta aștept și feedback-ul vostru, da? Bun, în principiu cam atât. Vreau să vă doresc o zi minunată, baftă și, Doamne ajută, foarte mare atenție pe rezistență, da? Baftă!